Eu nu-l cunosc pe domnul Boboc. Eu nu l-am văzut, nu l-am auzit până acum. Cred că sunt eu neinformat, n-am avut ocazia. Bănesc că dânsul este un cetățean onest care nu a încălcat legea în România. Dar eu mi-aș dori, de exemplu, ca în seara asta domnul Boboc să fie arestat pentru, nu știu, trafic de droguri. Bănesc că nu faceți trafic de droguri, tocmai asta e ideea. Deci mi-aș dori să fie arestat pentru trafic de droguri și să ne întâlnim cu domnul Boboc peste 191 de zile să vedem cum comentează. Asta mi s-ar părea oportun. Adică, vedem atunci cam cum îi se par lucrurile. Atât am de comentat în legătură cu domnul Boboc, pe scurt, la pușcărie.